mediul de afaceri din România în atenția companiilor din țările nordice. Un studiu finanțat de Consiliul Business Sweden și susținut de ambasadele Suediei, Danemarcei, Finlandei și Norvegiei în România vine cu vești bune. Potrivit rezultatelor studiului, oamenii de afaceri din aceste țări vor să continue investițiile în țara noastră. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că în România găsesc angajați competenți cu un nivel de productivitate ridicat, iar costurile de producție sunt printre cele mai mici din statele Uniunii Europene. Totodată, în opinia reprezentanților companiilor nordice, un aspect care ar putea fi îmbunătățit l-a reprezentat sistemul legislativ din țara noastră. Cea mai mare problemă a oricărui stat este predictibilitatea. Eu cred că încă în România trebuie să se formeze o gândire specială și cred că cel mai important lucru este să se formeze un comitet al guvernului care să discute cu investitorii importanți și acei oameni din guvern să înțeleagă problemele care le au acești investitori. Sondajul format dintr-un chestionar de 42 de itemi și o serie de interviuri a fost aplicat pe 115 respondenți. Principalele teme vizate au fost mediul de investiții, infrastructura, resurse umane, legislație, dar și profitabilitate.